pentru Aron, viața în casa mireasă a început să capete din nou culoare. Și Elena cred că te place, te place destul de mult. E o fată super faină, e deșteaptă, e cu minte, e pură, ți-am mai spus. E blată mult. E foarte open mind, clar. Da, și asta e chestia, că am și văzut că are o viziune super bună și are planuri de viitor. Te-am spus, e cea mai bună alegere pe care poți să o faci. Caut o femeie cu creier, că v-au toate. Și frumusețea e importantă, dar e trecătoare, mă, frate. Vreau să văd după petrecerea asta. Mamă, nu mai aștepta, bă, ca și mine, tu spui tu mie, frate, bă, deja am luat o razna eu. Nu mă mai grăbesc, mă distrez în seara asta. Mai stau să urmăresc anumite lucruri, nu mai fac greșeala din trecut. Așa că petrecerea a început cu pași mici și încercări de apropiere. Cum ți-a fost ziua? Sincer, am avut o stare foarte proastă până să te văd. Da. Mă rog, proastă, așa simt dor. Da? Da, de părinții mei. Și nici n-am vorbit cu ei, dar a trecut atât de mult timp până să vorbesc cu ei. Mă gândești la mine. Ușor, ușor însă, discuția a devenit ceva mai îndrăzneață. Dacă ești cum nu te săruți direct și te anunți cuplu. A, nu, 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 nu. Gen, poți să te săruți oriunde. Da. Da, uite, pentru mine atracția fizică nu e suficientă doar ca să mă declar în cuplu. Adică și eu am nevoie de cunoaștere. Adică de cunoaștere măcar să... Acum, nu știu, prefer să-ți vorbesc așa direct în față, că n-are rost să... Eu îmi doresc să te cunosc, că eu sunt atrasă fizic de tine și e clar simt chimia dintre noi și acolo se simte așa, era foarte drăguț. Ups, mi-a scăpat puțin, mi-au scăpat puțin feromoni. Glumesc. O să mai scape, că la noi e frumos, se simte frumos. Când te-am văzut, m-am luminat așa la față. Și e plăcut pentru mine. Îmi arăți o parte a ta pe care nu o arăți tuturor. Și normal că mă face să mă simt mai specială, că ești cu mine așa. Bine, așa e și din partea mea, că și eu sunt la fel. Am văzut. Să știi că mai am rețineri să fac ceea ce simt. Ce? Mai am. Îți zic sincer, mai am. Vreau o relație deschisă. Exact. Sunt genul care lumește mult. Și eu. Sunt genul care oferă spațiu. Foarte mult spațiu. Îmi place să stau așa. Mă simt bine. Chiar mă simt foarte bine cu tine. Ești primul bărbat care se comportă așa cu mine. Nu știu, mie mi se pare asta normalitate. E să fii afectuos, să fii tandru cu o femeie, să fii blând în discuții, să ogâdi-l, în ghilimele spus, să ogâdi-l acolo unde trebuie, aici, adică... Da, așa îl simt și eu tot timpul. Asta merită. La ce te vezi prima oară când vezi un bărbat? Mie nu-mi place să... În primul rând, la prezența lui, la ce eman, așa. Și nu mă refer aici la frumusețe sau chestii de genul, ci pur și simplu energia pe care o are. Și la tine am simțit-o din prima. Și am depășit o lună jumate, cea mai lungă perioada mea de stat pe sec. Wow! O lună jumătate, puțin? Da. Interesant, interesant. Da. Pentru mine nu. Că am testosteron în mine de trag la sală cu cât mi-am imaginat vreodată în viața asta că o să trag în exterior. Și alții sunt însă curioși cum vor evolua lucrurile între cei doi. Se simți cu Aron, na? Da, e evident, are rost să mai zic, adică e evident. De tot te îndrăgostești repede? Nu, nu, pentru că am învățat să deosebesc îndrăgosteala de... Vă sortați și mâine vă dați seama că de fapt nu trebuie păi grăbit. Stai un pic, nu, ai, nu, nu, nu. Nu, adică și noi... Și dacă îți bagă limba, nu abia... Stai un pic, scuză-mă, nu, în primul rând nu permit așa să... Aoleu, te rog, nu permit. Serios, înțeleg, ai o vârstă și eu poate la vârsta ta, gândeam la fel, și am învățat să fac diferența dintre atașament și sentimentele mele. Dar dacă se întâmplă, deci știi că se întâmplă chestia asta. Noi, în primul rând, abia începem să ne arătăm afecțiunea unul față de celălalt. În mintea ta deja este sărutul. Clar îmi doresc asta. A, deci îți doresc. Aron! Ba! În același acționează. Timp... Vreau un sărut din partea ta, Aron. Te rog frumos să acționezi. Îți aduc o bomboană de mentă. Tot restul serii, Aron și Elena și-au spus vorbe dulci sub clar de lună. Uite cât de frumos se vede luna. E jumate oficial.
Ce anume? Luna. Și de ce m-ai adus aici? Pentru că o să avem ore în care nu, cel mai probabil nu o să fim împreună. Serios și de-am luat aici? Da. Măi, de telefon. Oficial m-am mai spălat pe obrazul ăsta vreo 20 de. E ok, pot să te sper că o să te văd de fiecare dată. Bine. O să te văd. Măi, Elena, măi. Tu chiar vrei să vezi adevărat, Aron? Am văzut deja o parte din el. Și da, normal. Și în același timp îmi doresc să fac mai mult. Da. Cam cât de mult așa? Cam tot. Cam tot, da, tot. Vezi să mai e acel moment în care Clara merge un sărut, doar că... Nu. Chiar mi-ar plăcea să... Data asta să fac ceva diferit. În care chiar să... Să aștept să ne dăm seama dacă chiar sunt compatibili unul cu celălalt. Sunt perfect de acord. Mie îmi place să pun paie pe foc. Ne pui unde trebuie. Din greșeală. Nu, cred că e din greșeală. Dacă este din greșeală, eu nu accept să fie o greșeală, să știi. Doar o intenție și o prioritate. Asta ca să fie clar. Pe anești doi. Cred că lumea deja a făcut pare odată noi, de felul tău sau nu. O atreba multă lume. E foarte amuzant în același timp. Pentru mine, da. Știi, e sentimentul ăla așa de, de vrei să durezi așa pentru totdeauna. Simt atâta liniște și pace sufletească. Pentru că asta sunt, Elena. Îmi place să fer liniște. Pentru că ești tu liniște. Și mi-e place să-ți pun o baie pe foc. Trebuie să postim și eu. Da, nu înțeleg de ce s-a râs în sală, știi, ca la film, când... De bucurie. De bucurie. Mie personal mi-a plăcut. Ce-i Giovanna? Elena, și eu fericită. Foarte bine că e fericită, nu de asta ați venit aici să fiți fericiți? Să încercăm. Nu? Asta este scopul. Hai să înțeleg că fericirea e luată în glumă, cumva, mi se nu, pare. Nu, deloc. Ți-am zis că, na, mi se pare amuzant. Și atunci, dacă ce anume joacă? Ce vrei întrebare, să fac? Ce anume joacă? Păi ce simți tu? Oh, te întreabă Ionuț, ce joci? Nu înțeleg. Dar la cine? Cine joacă? La ce? Ești da, cumva că, gen cu tine, n-am simțit să fac asta da, și nu, de asta... Dar nu, n-am vrut eu. Puteam avea și acum, în momentul ăsta. Nu înțeleg ce joacă. Stai un pic, asta a fost... Nu, dar a spus că joacă o... Cum să spun? O replică grosolană, nu? Nu e nicio ce înseamnă asta că puteam avea? Nu despre asta este emisiunea asta. Că nu este nimeni, nu are pe nimeni. Adică tu... Ionuț, da, tu știi la ce emisiune ești? Da, emisiune matrimonială. Am greșit și eu. Da. Nu, dar nu am înțeles de ce a spus că joacă bine. Ce joacă bine? A fost că se poate natural, ce o spun din păi da, exterior. Eu așa sunt, nu vreau să fiu acuzat. Adică spun lucrurile pe față. And? Nu umblu cu cioara prostii, pe nu lucrurilor pe față, prostii. Bun. Ce vezi tu deplasat? Aron, ia-o de mână că merită. Nu înțeleg, adică joacă cine? Giovanna okay. sau Elena? Că nu mă prind. Indiferent la cine s-a referit, este o replică de prost gust. Păi da. Dar nu vreau să stricăm acest moment, că nu e da, reveni la noi. Vreau să vă întreb dacă sunteți așa, focusați unul pe celălalt. Da, din partea mea, da. Cred că e evident. Adică, sunteți într-o cunoaștere sau să vă întreb da. Direct de... V-am luat nu, de cunoaștere, da. Prima oară. De cunoaștere, sunteți da. Într-o cunoaștere, da. Ok. Bine. Acum, tu știi, Aron, că tu te-ai mai grăbit odată. Și nu repet greșeala. Am înțeles. Elena? M-am grăbit și eu de câteva ori, dar acum e diferit. O luați ușor, da? Da. Absolut. Doamna Elena, sunteți... Eu sunt bucuroasă pentru ei. Vă place Elena? Da. De când a venit?
E ce trebuie. Da, da, da. Ceea ce îmi doresc eu ca bunică. Uh-huh. Restul... Și se potrivesc? Super. Da, am văzut că ați sărit și ați și i-ați luat apărarea. Păi cum? Când e atacată, nu, nu mai permit nimic. La persoanele lor. La ei doi. Da. Bine, acum ideea e că știți cu toții și unii dintre voi care stați aici de câteva luni, știți că sunt unele glume care se fac, altele care nu se fac. Asta a fost Ionuț. Dar n-a poate, glumă. Poate n-a înțeles. Poate n-a înțeles. Nu este obișnuită cu poate n-a înțeles, cu dar nu. Niciodată. Stai puțin. Niciodată, Ionuț. Niciodată nu îi spui unei femei așa ceva, indiferent ce ți-a făcut, ce nu știu, niciodată. Nu a făcut absolut nimic, așa. S-a terminat emisiunea. Mai vorbim plus și niciodată peste mine.